S-a împlinit o lună de când Lugosul a trecut integral la transportul public verde. Evenimentul a avut loc la 25 martie. De la 4 autobuze diesel și 50 de călători pe zi s-a ajuns la 800 de călători zilnic. Dintre aceștia, trei sferturi sunt elevi. Părinții au prins curaj, au văzut că autobuzele sunt impecabile, că șoferii sunt de încredere, cu mare vechime care pot duce și aduce copiii în siguranță. Atât responsabilii societății de transport cât și poliția locală au semnalat decongestionarea parcărilor. Dimineața la Anișoara Odeanu, dar și în alte zone s-a mai eliberat parte de mașini parcate. Este o tendință pozitivă.